Un pește. Acum câteva luni am fost în parcul Herăstrău la pescuit. Aceea a fost o partidă pe cinste. Vă voi rula câteva clipuri de atunci. Hai, ia, bun. Se da pește. Un pește. Da, acolo să-i dăm drumul și o să încercăm să prindem unul și mai mare. Acum câteva zile am făcut decizia să mă întorc la acest lac în încercarea de a prinde niște pești și mai mari, cum ar fi un shallow de peste 50 de cm, un biban de peste 30 de cm și cine știe, poate și un novac de peste 5 kg pe care l-aș fi putut agăța. Ceea ce din păcate nu s-a întâmplat și o să vedeți de ce. Dintr-un motiv necunoscut mie, suprafața lacului era acoperită cu novaci și alte specii de pești de dimensiuni relativ mari, adică novacii aceia aveau capul destul de mare și erau peste 40-50 cm lungime, deci erau niște pești destul de mari și erau morți toți și pluteau la suprafața apei. Am filmat unul, după cum puteți vedea aici. Însă nu pot înțelege de ce au murit. Cel mai probabil nu au, s-au îmbolnăvit dintr-o anumită cauză sau probabil a introdus cineva o substanță în apă, habar n-am. Însă nu m-am întors cu mâna goală acasă și o să vedeți de ce. Un pește. Se mișcă. E un pește, ce mare. Am prins ceva. Nu pot să cred că am agățat un pește. E ceva. Am agățat în spate. A tras ceva, nu glumă. E o plătică. Am agățat plătica în spate din greșeală. O scot acum. Nu mă așteptam la asta. Inițial credeam că e o piatră. Ăsta a dat pește. Iudita mai plătica. Și așa am scos și cârligul. Mare, mărici. E mare, nu glumă. Am agățat-o din greșeală în spate cu asta. Primul pește din 2024. Deci, tocmai ce am prins plătica asta. Așa. Primul pește din 2024 e prima mea plătică și este și cea mai mare plătică pe care am văzut-o până acum. Un pește extrem de frumos. O să-i dau drumul și o să încerc să prind și alți pești. Acum haideți să-i dăm drumul. Și s-a dus. Place deloc la plătici. Lasă foarte mult mucus și e și foarte lipicios. Dar e bine, primul pește din 2024. Hai să vedem dacă mai putem prinde și alt pește. Cine știe. Din păcate nu am prins nimic altceva în afară de acea plătică în această zi. Însă, vă promit că o să încerc să filmez cât mai multe videouri în această perioadă, deoarece voi avea puțin mai mult timp liber. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like și subscribe pentru a nu rata videourile viitoare.
Și dacă doriți să vedeți prima mea partidă de pescuit din parcul Herăstrău, aveți aici acest video. Să aveți o zi bună!